Sărbătorile pascale se apropie cu pași repezi, însă pentru mulți dintre ploieșteni, masa nu va fi una îmbelșugată. Ca să aibă bani măcar de ouă roșii și pască, bătrânii au apelat la Casa de Ajutor Reciproc. Solicitările de creditare au crescut în aceste zile. Fără sumele împrumutate, pensionarii cu venituri extrem de mici nu ar avea cum să se bucure, măcar puțin, de aceste sărbători. Da, a crescut numărul de împrumuturi. O medie de vreo 60 de împrumuturi numai la oraș am avut în perioada aceasta, plus cele 34 de filiale care au adus cereri pentru Paște, pentru lucrările agricole care urmează. Oamenii apelează în special la dumneavoastră. Sunteți mai avantajos decât orice instituție financiară, bancă? Da, noi așa spunem, că suntem mai avantajos. Avem o dobândă de 7-8% media pe an. Dăm împrumutul în ziua în care este solicitat. Banii puțini ai bătrânilor se duc în mare parte pe cumpărarea medicamentelor și achitarea întreținerii. Tocmai de aceea împrumuturile la CRE reprezintă o gură de oxigen. Pentru mine 6 milioane contează foarte mult. Mai ales că vine Paștele. Nu mănânc cine știe cât, sunt singură, dar e întreținerea foarte mare. Am primit și niște ajutoare de astea pentru întreținere. Cum se dă astea, compensațiile astea? Dar puțin, maică. Acum am zis, vreau să acum împrumut după sărbători. Că nu trebuie neapărat. Păi am pensie mică eu. Da, am 4 milioane și 5 bănuți. Și cât vreți să luați împrumut? Vă rog, 5 milioane, ca să pot să mă recuper, că rămâi acum, ca să-mi iau și eu de sărbătoria cu ceva, ca orice om să zici să vin sărbătorile. Nu prea se poate. Dacă e una singură, eu sunt singură și am pensia 10 milioane. Am muncit 36 de ani și 3 luni și am 10.700.000. Cum să-i împar mai întâi? Întreținerea, lumina, o groază de facturi vin până la sfârșitul lunii. Întreținere, lumine, gaze, UPC-ul, toate astea. Da, plus medicamentele. Prahovenii cu pensii de până în 500 de lei mai primesc o dată pe an de la CRE un împrumut fără dobândă în valoare de 500 de lei.